întreba, Sherry, dacă tu ai grijă ce mănânci, având în vedere că suntem la deschiderea unui restaurant? Încerc să am grijă, însă numele o socotaia de acasă se potrivește cu cea din târg. Atunci când am opțiuni, prefer să mănânc sănătos. Însă de multe ori viața mă prinde pe drum, de la concert acasă, în deplasări, în lipsă de timp, în criză de timp, și atunci se întâmplă să mănânc și genul ăsta de opțiuni fast. Am văzut ce ți s-a întâmplat zilele trecute la Bacău. Cât ghinion ai putut să ai? Deci este o chestie de scenariu de film. Se poate face un film după ziua pe care am avut-o ieri. S-a întâmplat să strice două mașini noi, adică vorbim de un... noi, s-au întâmplat să se strice la distanță de o zi. S-a stricat duminică, mi s-a stricat mie mașina, am luat mașina rugat miru dimineață, s-a stricat și aia. Și aia s-a stricat nașpa, a plecat cu platforma de la Bacău la București. Știu că la mașina ta, ce ai făcut la jantă? S-a spart janta. S-a spart janta, efectiv. De la gropi. Avem multe gropi pe drumul repatriei și mergeam spre Bacău, s-a spart janta. Nu poți planifica așa ceva. Bonus, pe lângă că s-au stricat două mașini, mașina care a venit cu remorca, cu platforma, a treia mașină care a venit să ia mașina lui Grammy, a accidentat o mașină parcată, a rovit o mașină parcată. Deci, pe lângă două mașini stricate, au mai fost rovite altele două. Wow!